Furt în mijlocul zilei la un magazin din Piatra Olt. Autorii sunt trei tineri cu vârste cuprinse între 17 și 26 de ani, toți din localitate. Potrivit poliției, în urmă cu două zile, ei au intrat într-un magazin alimentar de unde au furat alimente și dulciuri, după care s-au făcut nevăzuți. Un angajat a observat apoi lipsa produselor și a anunțat poliția. După câteva ore, hoții au fost prinși și reținuți de polițiști. Produsele însă nu au mai putut fi recuperate, acestea fiind deja consumate de cei trei tineri. În urma probatoriului administrat la data de 6 iunie, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Balș, pe numele celor trei persoane a fost emisă câte o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acestea fiind introduse în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, apare în comunicatul poliției. Infractorii au fost prezentați ieri procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Balș, care a dispus împotriva acestora măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.